Civilii care au rămas pe teritoriul Ucrainei se luptă inclusiv prin vorbe cu armata lui Vladimir Putin. O ucraineancă extrem de curajoasă l-a ironizat pe unul dintre soldații ruși care i-au invadat orașul și i-a oferit acestuia semințe de floarea soarelui pentru a crește acolo unde urmează să moară din cauza armatei ucrainiene. Acesta nu a fost un caz singular. Într-un alt oraș, un ucrainean de etnie rusă le-a spus soldaților că sunt doar niște marionete care nu au ce căuta pe teritoriul Ucrainei. Які вчені? Ви що, росіяни? Да. Якого хера ви тут робите? Ну, зараз наш з вами розмов ні к чому не приведе. Ви окупанти. Ви фашисти. Ви прийшли на нашу землю. Хорошо. Какого хера ви прийшли з оружием к нам? Я сказав. Возьміть семечки, положите сырые, хорошо, щоб хоч подсолнухи росли, коли ви здесь ляжете. Зараз наш розмов ні к чому не приведе. Давайте не будемо усугубляти ситуацію. Пожалуйста. Femeia din imagine, o ucraineancă din regiunea Herson, este aclamată pe rețelele de socializare după ce s-a confruntat cu un soldat rus înarmat până în dinți. Mai mult, curajoasa ucraineancă i-a oferit rusului semințe de floarea soarelui care să înflorească în locul unde acesta va muri, adică pe teritoriul Ucrainei. În Melitopol, un oraș important pe care rușii spun că l-au cucerit aproape în totalitate, un ucrainean de etnie rusă i-a luat la rost pe soldații trimiși de Vladimir Putin. Да, славян, блядь, побитым. Да не охуели, блядь.